Bună, fetelor, și bine v-am regăsit! Suntem oficial în săptămâna 37, iar în această săptămână s-a luat decizia finală. Cum voi naște? Bineînțeles, fiind un moment atât de important pentru mine și pentru bebe, m-am hotărât să-l împărtășesc cu voi. Însă, înainte de a vă spune exact ce a hotărât medicul pentru noi, vreau să vă spun așa. Deși suntem în săptămâna 37, conform ultimei ecografii 4D, în această săptămână, bebe ar trebui să vină pe lume. Medicul nostru își dorește 39 de săptămâni, motiv pentru care mami și bebe intră în cantonament în următoarele 2 săptămâni și vor trebui să urmeze un program destul de strict din partea medicului. Mai exact, ce ar trebui să facă mami ca să se asigure că bebe mai stă 2 săptămâni în burtică? Și acum vestea cea mare. După controlul preanestezic și după ce am efectuat toate analizele indicate de medicul anestezist, am mers înapoi la medicul nostru, iar acesta a analizat dosarul și a luat marea decizie. Bebe va veni pe lume prin cezariană. Așa cum spuneam, decizia a fost luată în urma analizelor, iar medicul nostru a hotărât că așa este cel mai bine, atât pentru bebe cât și pentru mine. În momentul în care medicul ne-a dat vestea, pot să spun că da, m-am speriat puțin, însă, foarte important, mergând pe ideea că un om informat este un om puternic, am început să-i adresez diverse întrebări la nedumeririle pe care le aveam. De exemplu, ce este cezariana? Ok, știam că e vorba de o operație și o operație presupune o anestezie, însă nu cunoșteam detalii. Mi-a explicat exact ce se va întâmpla, cât durează, respectiv 45 de minute durează întreaga operație. În primul sfert de oră de după anestezie, în momentul în care prinde anestezia, în primul sfert de oră bebe vine pe lume, iar la cum mă cunosc eu, cu siguranță va fi cel mai lung sfert de oră din viața mea, cu cele mai mari emoții din întreaga sarcină. Mi-a spus că voi sta internată 4 zile, respectiv 3 nopți, că înainte cu o zi de intervenția chirurgicală, 12 ore, nu am voie să mănânc nimic, respectiv 4-6 ore, nu am voie să consum niciun fel de lichide, nici măcar apă. În săptămâna 37 încă mă vizitează durerea de nerv sciatic, așa cum vă spuneam de săptămâna trecută, bebe s-a întors, și a apărut această durere. Medicul mi-a explicat că el odată întors apasă pe nervul sciatic, iar eu resimt durerea pe partea stângă, începând undeva de la mijloc pe tot piciorul în jos până la călcâi. Este o durere destul de deranjantă, însă este o durere normală care semnalizează faptul că am început să mă dilat, deci corpul se pregătește pentru naștere. Și pentru durerea asta, practic, nu am ce să fac, trebuie doar să mă odihnesc cât de mult pot. Într-adevăr, dacă stau întinsă în pat sau ador, nu mai simt absolut nimic. Durerea intervine în momentul în care încep să calc în picior. Eu, fiind o fire destul de activă, vă dați seama că mi-este greu să stau și să nu fac nimic, așa că încerc să mă obișnuiesc. Nu e foarte plăcut, dar e un alt semn că se apropie momentul în care îmi voi ține puiul în brațe și dacă ăsta este prețul pe care trebuie să-l plătesc, atunci merită. Ca și mișcare, la fel, ascultând sfatul medicului care mi-a spus să încerc să reduc efortul, nu mă mai plimb 2 ore în fiecare zi, am redus la jumătate timpul și pot să spun că am redus și distanțele, încerc să nu mă obosesc absolut deloc. Am senzația că încep să-mi pierd suflul. Asta probabil se datorează și faptului că am ajuns la 80 de kilograme, ceea ce per total sarcină înseamnă un surplus de 15 kilograme, așa cum vă mărturiseam și în episoadele anterioare, când am rămas însărcinată, oscilam între 63-65 de kilograme. Acum, odată atins 80, înseamnă un surplus de aproximativ 15 kilograme. Sunt la fel ca înainte. Chiar prietenii mei îmi spun că de la spate nici nu se observă că sunt însărcinată, ceea ce mă bucură și mă face să cred că după ce voi naște, voi avea și o recuperare foarte ușoară. Pentru mine, sarcina este
în continuare a fost de la început și este în continuare ca o călătorie și dacă o călătorie începe frumos și cu emoții, automat se încheie frumos și cu emoții, eu deja am început să aud zgomotul aripilor de barză. Nu știu dacă voi l-auziți, dar eu l-aud. Se apropie barza și mi-l aduce pe bebe în cioc. Am început să am momente în zi și chiar seara înainte să adorm, când mă gândesc la bebe, cum arată, cu cine seamănă și ce să vă spun, emoții, emoții pozitive, emoții constructive pe care le transmit și celor din jurul meu tot timpul, dar încerc să le țin sub control și să iau partea frumoasă a lucrurilor, să transform emoțiile în ceva pozitiv, într-un lucru care să mă încurajeze și să mă ajute să închei această minunată călătorie cât se poate de bine. Din punctul meu de vedere, acum vine partea cea mai frumoasă, în care avem atâtea să vă împărtășim și eu și bebe și suntem atât de emoționați de marea întâlnire, încât sigur vă vom transmite emoțiile noastre, deci veți avea ce să urmăriți alături de noi și în continuare vă pregătesc multe surprize, așa cum v-am promis încă de la debutul acestui vlog.